Salutare oameni buni, bine v-am regăsit la Istoria cu Virgil, canalul de YouTube căruia poți să-i dai share fără să-ți fie rușine nici de prietenii tăi și nici de mătușă taia ta care era profesoară de chimie și de când ai ieșit la pensie pare că grija e principală e să-ți dai primul like la orice postezi. Două lucruri pentru început de episod. În primul și în primul rând, țin să mulțumesc celor peste 2000 de oameni care v-ați abonat până acum, un început bun care îmi dă încredere pentru ce am de făcut de acum încolo. Așadar, un mare mulțumesc tuturor celor care ați venit până acum alături de mine și promit că o să încerc în continuare să nu vă plictisesc. Iar dacă nu reușesc, vă primiți banii înapoi. A, e gratis. Dar, apropo de bani, nu plănuiam pasul ăsta încă, dar pentru că unii dintre voi și-au exprimat dorința de a mă susține în treaba asta pe care o fac, mi-am făcut și eu cont de Patreon, frumos ca la carte, ca în Occident. Așa că dacă vrei să mă susții să fac o treabă și mai bună pe canalul ăsta, acum ai modalitatea prin care o să faci. Dacă vreți să aruncați o privire fie și numai din curiozitate, o să găsiți linkul în descriere, pun buton și la final, mă asigur eu că-l găsiți, stați fără griji. Am setat acolo și niște obiective, știu, cam SF, niște recompense pentru cei care aleg să contribuie. În fine, aruncați un ochi, evaluați munca și dacă vi se pare că valorează ceva, fără regrete, lipiți-mi un ban pe frunte. Gata, hai la treabă! Cum spune și titlul, Alexandru Lăpușneanu. Complicată situația Moldovei după Petru Rareș, tradiționalele lupte pentru putere și intervențiile tot mai frecvente ale porții fac din și așa micul stat nu cel mai potrivit partener în relațiile internaționale. În 1552 apare însă pe radar un nume care va rămâne cunoscut posterității, mai ales prin cruzimea personajului care poartă numele din novela lui Costache Negruții, Alexandru Lăpușneanu. Că a fost feroce în relația cu boierii sunt destule mărturii. Dar ca în viață, lucrurile sunt relative. O fi făcut el și ceva de bine. Ia să vedem. Cum spuneam, ajunge la conducerea țării în 1552 cu ajutor polonez, el fiind și liderul grupării boierilor moldoveni emigrați de voie sau nu în Polonia. Acceptă termenii și condițiile și nu ia mult să primească ștampila nici de la Secretariatul Imperiului Otoman și astfel, destul de rapid, Lăpușneanu se vede cam tot puternic peste Moldova. Lucru care se vede în atitudinea pe care o are pe plan intern. Pentru început încearcă să o dea la pace cu boierii rămași în exil pe care îi cheamă acasă ca pe puii de găină. Însă stilul lui unic de leadership, în sensul că nu-i bagă în seamă, nu prea le cade bine acestora. Pe păi ce fel de boier mai ești tu dacă nu apar mereu la TV să-ți dai cu părerea? Și mai ales cum să-ți mai iasă manevrele dacă punctul tău de vedere contează în luarea deciziilor cam cât al usr în Parlament. Se formează așadar o coaliție anti între boierii fără care încearcă să răstoarne domnia în favoarea unui alt pretendent. Complotul este însă demascat și ghiște, îi omoară pe toți? Nu, le mai dă o șansă. La viață, proprietățile tot, le confiscă și lasă în fundul gol. Dar totuși, Lăpușneanu n-a fost chiar așa. Cel mai interesant mult pe Lăpușneanu erau cele două domenii transilvanene pe care domnii moldoveni le stăpâneau de mult timp ca feude. Ciceu și cetatea de baltă. Însă de când Ungaria avea mai mulți stăpâni, erau mai greu de convins că e o idee bună să-și împartă activele cu moldovenii. Doar că știm prea bine și o simțim în noi, că odată ce românul s-a învățat cu moca, mai greu îl dezveți. Alexandru se dă bine pe lângă regina Isabela Ungariei, care însă nu era în cele mai prietenoase relații cu Ferdinand de Habsburg. Cu o scrisoare de recomandare de la sultan, Alexandru primește până la urmă feudele în 1558, însă își face din Ferdinand un dușman pe termen lung. Nici acest sprijin otoman nu a venit de nicăieri. Văzând că prea e gălăgie și scandal la moldoveni, Turcii îl cheamă în audiență pe domnitor la Constantinopol. Lăpușneanu însă a văzut destul de multe filme încât să-și dea seama că nu l-a aștepta o gală de premiere acolo și preferă să trimită cu complimentele de regoare și regretul că nu a putut fi prezent personal un transport consistent de aur. Unii spun câteva pungi, alții spun că tot zaurul, oricum destul cât să-i convingă pe turci că dreptatea e de partea lui. Toate sunt acum așezate la locul lor și cum necum e liniște în Moldova lui Lăpușneanu. Intră în scenă Ioan Iacob Heraclid, cunoscut ca, sau mai degrabă necunoscut ca, despot vodă. Acest conte de Monte Cristo al istoriei noastre. Heraclid, băiat de marinar din Creta, intră de mic în slujba unui nobil grec, care îl îmbracă, îl spală, îi dă de mâncare, îl face om. Nu se știe sigur, dar sună frumos așa ca poveste. Iar la moarte, de drag ce a fost, îl numește moștenitor. Cu titlul nobiliar de principe la purtător, obținut pentru că s-a dat fiul legitim al nobilului. Dar cine suntem noi să judecăm? Heraclide pleacă în lume să-și facă un rost. Aterizează în Franța, la Montpellier, unde ca un imigrant cu bani ce era, se înscrie la facultate de medicină. Bine, se dovedește curând că era mai mult titlul de el decât banii, pentru că nu peste mult timp de faliment despotul nostru și de nevoie ce nu face omul. Se însoară cu văduva unui prieten care îi plăcea cum sună doamna principesă. Chiar urâtă nu era, cheșul rezonabil și Heraclide se bagă. Un accident însă în urma căruia fi subit moare, a, am uitat să spun că văduva avea și remorcă. Complică situația în sensul că eroul nostru este bănuit de crimă. Acum eu sunt sigur că nici copilul ăla nu era cel mai cuminte. Care sunteți părinți știți că uneori ai vrea să... -l... În fine, nu așteaptă sentința și ca orice om nevinovat o taie în lume. Heraclit se bagă mercenar și va lupta și pentru francezi și pentru nemți, de unde și numele de mercenar, și până la urmă campează la curtea împăratului Carol Quintul, al 5 lea Habsburg. Pentru că a dat bine cu sabia, împăratul îl promovează la rang de cavaler și conte palatin. Merita omul și a făcut bine treaba foarte frumos să-l promoveze. Nu așa că ți-a luat licența în drept de la Universitatea Ecologică, nu că aș avea ceva cu cei care fac Universitatea Ecologică. La 10 ani după ce ai terminat liceul, nu că aș avea ceva cu cei care și-au o pauză după ce termină liceul. Și apoi ești secretară pe la Consiliul Județean sau nu știu ce morții mai făcut pe acolo, nu că aș avea ceva cu doamnele secretară. Secretare. Și acum te trezești cu ea ministru. Marș. Nu face prea mult spurici nici la curtea lui Carol, iar în anii ce urmează va bate marile curți ale Europei. Din Suedia, la teutonii din Prusia, Polonia și într-un final îi se opresc ochii pe Moldova că de asta vorbesc aici despre el de două minute. Iacob Heraclid urmează procedura, trimite CV-ul la Logofăt, este chemat la interviu, Lăpușneanul îl întreabă din astea cu ce te motivează, unde te vezi în 5 ani, ăsta normal că îi îndrugă minciuni, că doar nu era să spună că vreau să te detronezi și să-ți iau țara. Lăpușneanu îi toarnă și el gogoș, că la noi la sfatul domnesc e o echipă tânără și dinamică, salariu atractiv, ce se mai spune. În sfârșit, până la urmă bat palma și tânărul este acceptat la curtea domnitorului. Primit cu pâine și sare, grecul, în loc să spună mulțumesc, începe să-l sape la temelie. Lăpușneanu nu e prost nici el și are informatori care îi dau de veste că Heraclide bagă fitile împotriva lui. N-apucă să-i facă felul, deși să fim serioși, asta și-o cam merita. Asta pentru că grecul se refugiază la curtea prietenului Albert Leschi, nobil polonez care avea domenii în Slovacia. Heraclid are sămânță de combinator în sânge, profită de pe urma vechilor neînțelegeri dintre Ferdinand de Habsburg și Lăpușneanu și obține ajutorul împăratului. Se mai împrumută de la neamuri prieteni, încropește o armată de mercenari, intră în Moldova și îl învinge pe moldovean la Verbia Botoșani în 1561. Lăpușneanu ce să mai facă, își strânge pachețelul și pleacă în exil la Turci, va locui la Conia și Alepo iar pe tronul Moldovei rămâne despotul de Monte Cristo. Și să știți voi că despot vodă ăsta nu a avut deloc idei proaste în cap, doar că încearcă prea multe deodată și bubuie în față tot planul ăsta destul de repede. Cu sultanul nu are probleme pentru că acceptă mărirea tributului. Aici e ok. Se ia însă și el în gură cu ungurii pentru ciceu și cetate de baltă, pentru că na, moca. Apoi, înființează în localitatea celebră pentru vinul ei cu etichetă galbenă la 11,59 cotnari, o școală după model occidental. Frumos! Problema este că stând atât de mult prin părțile nemcești, Prințesea sămânța protestantismului, pe care acum încerca să o propage în Moldova cu ajutorul acestei școli. Și cât de bucuros credeți că a fost clerul ortodox obișnuit de la Ștefan și Petru Rareș cu un rulaj de 10 biserici noi pe an. Păi ce faci, șefule? Ai venit tu aici să ne faci școli? Tu te la tine în țară dacă nu-ți convine. Auzi la el să-mi spune el mie cum să-mi trăiesc viața. Mai mult, decide să bată monedă proprie, de la el datând primul taler moldovenesc. Dar are Moldova zăcăminte de aur și argint? Nu prea are. Păi de unde facem rost, zice despot. Păi topim potirele și sfeșnicele bisericii. Ha ha ha, it's gonna be trouble. Încă o bilă neagră de la pop. Dar lui Heraclide nu-i ajunge cu reformele. Prea influenți boierii ăștia, prea multe manevre. Ce se gândește? Guvern de tehnocrați din import. A, <gărători> Greșit cum erau să accepte baronii locali venirea unor consilieri străini care să le ia din marmeladă. Așa, în doi ani, paharul deja se umple. Boierii se răscoală împotriva domnitorului care se baricadează în cetatea Sucevei, dar după trei luni de asediu este nevoie să cedeze. Despot vodă Heraclid își dă duhul sub botezul buzduganului hatmanului Ștefan Tomșa, cel care îi va și lua locul pe tron. Anul este 1563. Nu pentru multă vreme, însă, pentru că nici Lăpușneanu nu stă cu mâinile în sân. Își face credit la o bancă orientală, că altfel, sincer, nu-mi explic cum a făcut el 200.000 de galbeni în 3 ani. Construcții și agricultură, sigur, nu. Poate ceva combinații cu blugi și gume turbo? Asta se poate. Oricum, răscumpără bunăvoința sultanului, care îl trimite în Moldova, escortat și de armata turcă și de cea tătară. Tomșa îi trimite vorbă că, bă, Alexe, nu te vrea țara, frate. Lăpușneanu că nu, că dacă ei nu mă vor, eu îi vreau, bla bla bla. Long story short, Tom și-a fuge în Polonia, degeaba că tot e prins și decapitat. Și Alexandru Lăpușneanu este din nou pe tron. Acum se petrece și celebrul episod al execuției boierilor. Adunați la un ospăț la care să se pupe și să uite de problemele trecutului, Lăpușneanu face schema brevetată de Mircea Ciobanul în țara românească și Pacio Herrera în Cali, dacă îmi permiteți. Ora La botella. ale. De ce credeți că n-am avut timp de episod nou? Deci îi adună și îi taie, undeva între 12 și 60 de bucăți, variază statisticile. De-a lungul acestor 4 ani cât durează a doua domnie, nu trebuie să facă față și altor pretendenți, vreo 4-5 la număr, susținuți ba de o parte din boieri, ba de puterile vecine. nu reușește să țină de tron până la final și înainte să moară răpus de boala care îl țintuise la pat, face aranjamentele necesare pentru a preda domnia fiului Bogdan. Despre episodul decesului, corespondentul Grigore Ureche relatează mai multe, cum că ar fi fost călugărit fără voia lui, că l-a otrăvit nevastă sa, așa mai în stilul Canal D. Acum voi na, credeți ce vreți, oricum, era bolnav la pat, ce mai contează. Concluzia mea e că dacă Lăpușneanu nu a fost dracu, nu a fost atât de negru. Adică și boierii ăia, ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, păi na, joci la atâtea capete, rămâi fără al tău până la urmă. Ce ar mai fi? În la mănăstirea Slatina Huchieș, donații la mănăstiri, nu evident. Nuvelă Costache Negru se știe toată lumea, capitala la ea și parcă am spus. Așa, da. Cam atât. Mulțumesc că m-ați urmărit. Ca de obicei vă la tradiționalele share, subscribe și cum spuneam și la începutul episodului, dacă vreți să mă susțineți, acum o puteți face prin platforma Patreon. Pentru tricouri, mesaj privat sau automat la o cotizare de 15 dolari pe Patreon. Gata, ăsta a fost și episodul 17. V-am pupat!